Pablo Neruda. Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe. Pablo Neruda a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost imaginația, sensibilitatea și talentul pentru scris. Datorită lor, a devenit unul dintre cei mai apreciați poeți din lume, distins cu premiul Nobel pentru literatură, iar multe dintre poemele sale sunt citite și azi. Deși este cunoscut în special pentru volumul 20 de poeme de iubire și un cântec de disperare, Neruda a scris și despre natură, libertate, sărăcie și nedreptate. Iată povestea lui.